Ne continuăm din nou studiul despre tot ce ne-a învățat Isus, privind în Evanghelia lui Matei și căutând să împlinim ultimul verset al acestei Evanghelii, de a învăța pe toate neamurile tot ce ne-a poruncit Isus. Am ajuns la Matei, capitolul 19, versetul 1. În ultimul nostru studiu am privit la robul nemilos, care nu a iertat colegului său de robie datoria deși el a fost iertat. Aici este un principiu important pe care trebuie să îl vedem, că dacă nu îi ierți pe alții, Dumnezeu nu te va ierta nici pe tine. Matei 18, 35. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Chiar și în rugăciunea Domnului din Matei 6, cu 15, Iisus a spus la sfârșitul ei, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, deci nu numai fraților, ci oamenilor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Tatăl vostru. Înseamnă că el este deja tatăl vostru, că sunteți născuți din nou. Dar chiar dacă este tatăl vostru, el nu vă va ierta păcatele dacă voi nu iertați pe alții. Ce se întâmplă dacă mori în starea aceasta? Ai devenit copila lui Dumnezeu și cândva în viața ta nu ai iertat pe cineva. Și îți menții această stare de amărăciune și neiertare și mori în starea aceasta. Personal, dacă mă întreb pe mine, nu am nicio îndoială că vei merge în iad. Pentru că după moarte nu mai este nicio șansă ca Dumnezeu să te ierte. Singurul loc în care Dumnezeu poate să ierte pe cineva este aici pe pământ. Dar poate spui, și dacă acea persoană a trăit 40 de ani aici pe pământ cu credință în Domnul și apoi nu a iertat pe cineva. Aha, atunci poate crezi învățăturile religiilor lumii, cum că Dumnezeu cântărește toate faptele bune și faptele rele și apoi spune, a făcut așa de multe fapte bune timp de 40 de ani, dar nu a iertat pe cineva. Deci voi ignora acest lucru. Asta este religia în care crezi? Aceasta nu este creștinism. Nu. Noi nu suntem salvați pe baza faptelor bune comparate cu cele rele. Nu contează în cazul acesta nici dacă ai trăit înainte 100 de ani cu credință în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Isus a spus, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vreau să vă spun că dacă la judecată Dumnezeu îi iartă pe cei ce nu îi iartă pe alții, atunci Dumnezeu ar fi mincinos. Și Isus la fel, că El a spus că Tatăl nu va ierta pe cei ce nu iartă și apoi să le acorde totuși iertare? Nu, frați și surori, credeți cuvântul Domnului. Isus a spus, cerul și pământul vor trece, dar nu și cuvântul meu. Matei 6 cu 15 este adevărat. Dacă tu, care ai un tată ceresc și care te rogi tatăl nostru care ești în ceruri și nu iertați pe oameni, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Sunt mulți credincioși care trăiesc cu iluzia că doar pentru că l-au rugat cândva pe Hristos să intre în viețile lor, vor merge garantat în cer, indiferent cum au trăit și pe câți oameni nu au iertat. Vreau să vă spun în numele lui Isus că aceasta este cea mai mare înșelătorie în ziua de astăzi din creștinism. Sunt mai mulți oameni care merg în iad din cauza acestei doctrine că odată mântuit rămâi, mântuit indiferent ce ai face, decât oricare altă doctrină. Și astfel trăiesc în păcat, nu iartă pe alții și cred că vor merge în cer. Unde e găsit așa ceva în scriptură? Dacă nu iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Vă rog să țineți minte acest lucru și să vă amintiți în ziua judecății că cineva v-a avertizat cu privire la acest lucru încă dinainte de a ajunge acolo. Acum este momentul să puneți lucrurile la punct. Iertarea este un lucru așa de simplu. Nici nu este nevoie să întâlnești acea persoană. Poate nici nu o vei mai întâlni vreodată în viața ta. Iartă din toată inima, atâta tot. Este un act de moment. Poți face lucrul acesta și pe patul de moarte, dar nu aștepta acel moment, ci iartă acum. Matei 19,1 după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul iudei, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Un alt exemplu de vindecare în care au fost vindecați toți. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, vedeți de câte ori au încercat acești farisei să-l prindă cumva pe Isus. Am văzut și în viața mea așa de mulți oameni care au încercat să vină la mine în același fel, să mă ispitească, să mă provoace, încercând să afle anumite lucruri, așa ca fariseii care încercau să-l prindă pe Isus cu vorba și apoi să acuze și să-mi strice reputația. Farisei sunt și astăzi printre noi. Generația de vipere este încă vie. Și dacă ești un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, vei vedea că vor încerca să te atace și pe tine. Unii din farisei au venit să-L ispitească și au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevastă pentru orice pricină? Dumnezeu nu a poruncit să fie divorțuri. El urăște divorțul. Maleahii, capitolul 2, spune clar aceasta. Dar în Vechiul Testament era o lege care spunea că dacă un bărbat divorțează de soția lui, să-i dea un certificat de divorț. Citim aceasta în Deuteronom 24, primele patru versete. Dar vreau să vă arăt ceva cu privire la cum citează oamenii versete din Scriptură, pentru că așa se întâmplă și azi. În Deuteronom 24, versetele 1 la 4, scrie așa. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, aici nu este specificat ce anume, putea fi imoralitate sexuală înainte de căsătorie, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea se iasă de la el să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce îi o dă în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau, dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi, care îi dăduse drumul, nu va putea să o ia iarăși de nevastă, după ce s-a pângărit cu ea. Căci lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Poruncea aici Domnul divorțul? Nu. El spunea, dacă cineva va face lucrul acesta, atunci măcar asigură-te că îi dai o carte de divorț, de despărțire. Nu o trimite fără. Dar vedeți cum acești farisei au luat aceste cuvinte și le-au sucit, făcându-le să pară că Moise a poruncit acest lucru. Ei spun în versetul 7, Moise a poruncit ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase. Moise a spus să îi se dea o carte de despărțire. Dar ei au spus ca și cum Moise permitea divorțul. Dar nu era așa. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevastă pentru orice pricină? Iisus răspunde foarte clar în versetul 4. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească? Deci, răspunsul la toate aceste lucruri este să vedem planul original al lui Dumnezeu de la început. Când te îndoiești cu privire la un lucru, du-te la planul lui Dumnezeu de la început. Care era planul lui Dumnezeu la început pentru Adam? Aici vom găsi răspunsuri în multe domenii. Nu avem timp să privim la toate domeniile, dar aici este unul. Care a fost planul lui Dumnezeu pentru om la început? A făcut Dumnezeu mai multe femei astfel încât, dacă cumva Adam se sătura de Eva, să o lase și să ia pe alta de nevastă? Și dacă nu era fericit cu a doua, să și ia alta? Nu. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu la început pentru om. Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie. Și asta spunea Domnul Isus aici. Modul în care a făcut Dumnezeu la început a fost așa. Nici nu se punea problema să nu fii fericit cu femeia pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu a dat o singură femeie lui Adam și a zis, aceasta este soția ta. Atât. Poate că ea are slăbiciuni. Dar și tu ai. Asta ar spune Domnul și astăzi tuturor. De aceea, pentru că așa a făcut Domnul la început, Iisus citează în Matei cu 19,5 din Geneza capitolul 2. De aceea, aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și nu se pune problema de despărțire, pentru că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Priviți ce spune Isus: Nu mai sunt doi, ci una, un singur trup. Înainte de căsătorie erau două persoane. Odată ce s-au unit prin căsătorie, au devenit una, nu mai sunt doi. De aceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Nimeni să nu despartă ce a unit Dumnezeu. Oricine intervine între soț și soție este un agent al lui Satan. Și nu ezit să spun lucrul acesta. Oricine se bagă între soț și soție, fie că este socrul, soacra, sunt agenți ai lui Satan. Dacă tatăl sau mama se bagă între soț și soție, sunt agenți ai lui Satan Sau frate sau vecin, oricine se bagă între soț și soție Un pastor chiar Dacă se bagă între cei doi ca să-i despartă, este un agent al lui Satan Slujba unui slujitor al lui Dumnezeu este să îl aducă pe soț mai aproape de soție Și nu să se bage între ei se permite să se intervină între părinte și fiu, dacă părintele este împotrivitor lui Dumnezeu și fiul vrea să fie credincios, dar niciodată între un soț și o soție. Să presupunem că soțul este un închinător la idoli și soția este credincioasă. Ce îi vei spune? Despartă-te de el? Cu siguranță nu. Nu trebuie să te închini la idol, cum face el. Pentru că autoritatea peste soțul are Dumnezeu. Dar trebuie să fii supusă soțului tău. Asta aș spune oricărei soții. Deci Isus a spus ce a unit Dumnezeu. Indiferent că s-au căsătorit într-un templu, o moschee sau tribunal, nu contează. Oriunde s-au căsătorit legal, sunt uniți înaintea lui Dumnezeu. Nu doar căsătoriile creștine sunt recunoscute de Dumnezeu, ci toate căsătoriile. Apoi ei au spus, de ce a poruncit Moise să îi se dea o carte de despărțire și să o lase? Ei au luat o jumătate de adevăr din Deuteronom 24, pentru că acolo spune că dacă bărbatul o lasă pe femeie, nu a poruncit Moise să o lase. Dacă bărbatul o lasă, Moise a spus măcar să îi dea o carte de despărțire. Isus a spus că Moise a permis să vă lăsați nevestele din pricina pietririi inimii voastre. Dar de la început nu a fost așa. Deci vedem că în timpul Vechiului Testament inimile oamenilor erau împetrite. Au putut să fie înmuiate abia atunci când a venit Duhul Sfânt. Dumnezeu și-a scris poruncile pe piatră. Ca și cum ar fi spus oamenilor, nu îmi pot scrie poruncile pe inimile voastre pentru că sunt mai tari ca aceste pietre. Pot să le scriu pe aceste pietre, dar nu pe inimile voastre, pentru că sunt prea pietrite. Dar este o promisiune în Ezechiel 36 cu 26, unde Dumnezeu spune, vă voi lua inima de piatră și vă voi da o inimă de carne și acolo voi pune Duhul meu. Acum noi trăim în vremea Duhului Sfânt. Și toți cei care își lasă nevestele, afară de pricină de curvie și se căsătorește cu altă femeie, prea curvește. Versetul 9. Nu-i nicio îndoială cu privire la acest lucru. Dacă divorțezi și te căsătorești cu altă femeie, curvești. Lucrul acesta este foarte clar și foarte important. Ucenicii lui au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, că nu o poate lăsa niciodată, atunci nu este de folos să se însoare. Poate că au văzut multe căsnicii nefericite și s-au gândit că e greu atunci să te căsătorești dacă nu poți scăpa de femeie. Iisus le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Deci în ceea ce privește divorțul, un lucru este clar. Dumnezeu îl urăște și nu este voia lui Dumnezeu. Și dacă o persoană divorțează de cealaltă, cu excepția unui singur motiv, imoralitate, pentru că în caz de curvie, dacă o femeie își dă trupul unui alt bărbat, atunci se rupe acel legământ de a fi una cu soțul ei. Atunci, Isus permite divorțul. Dar acesta este singurul motiv pentru care a permis divorțul. În rest, pentru niciun alt motiv nu l-a permis. Deci, când vedem azi că creștinii divorțează pentru orice, vedem cât de mult a deviat creștinătatea de la Dumnezeu. Astăzi vedem și lideri creștini divorțați care se ridică la învoane. Un alt semn că creștinismul a deviat de la Dumnezeu. Eu nu spun că o persoană divorțată nu poate avea din nou părtășie cu Dumnezeu dar nu se poate să-i se dea funcție de conducere pentru că nu are o mărturie bună. A divorțat de soția lui. Este foarte important să avem aceste lucruri în minte în zilele noastre, acum când standardele creștine au fost scăzute peste tot. Deci, el le-a spus, nu toți pot primi cuvântul acesta, de a rămâne singuri, ci numai aceea cărora le este dat. El merge mai departe și spune, sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor. Sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Numai cei care pot să facă acest lucru. Apostolul Pavel a fost unul dintre acești oameni care a simțit că are harul să rămână singur fără să ardă. El spune în 1 Corinteni 7, de unde știi dacă ai primit acest har de a rămâne singur? Nu vei arde. El spune în 1 Corinteni 7 că este mai bine să te căsătorești decât să arzi. Deci dacă un bărbat arde de dorințe sexuale pe care nu le poate controla, acesta este indiciul că nu este chemat să fie singur. Dacă ar fi chemat la aceasta, atunci nu ar arde aprins de pofte sexuale. Deci numai o persoană care nu arde de pofte sexuale poate să aleagă să rămână singură. Dar dacă este în ea o aprindere după pofte sexuale, este normal și este un indiciu că trebuie să te căsătorești. Isus era foarte practic. Apoi au fost aduși niște copii la Isus ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Ucenicii au văzut fariseii care tot timpul alungau copiii spunând, noi nu avem timp de copii, noi suntem oameni serioși, peste 60 de ani. Pot sta să vorbească cu ei cei de 40-50 de ani dar pe acești copii mici, dați-i la o parte. Nu aveau timp nici de tineri, poate. Și apoi bătrânii aceia se adunau la oaltă și vorbeau. Deci ucenicii au văzut că acei mari rabini nu vorbeau cu copiii și astfel, când copiii au fost aduși la Isus, ucenicii au încercat să îi alunge. Plecați de aici, el este rabin. Dar Isus a spus, nu faceți acest lucru. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este acelora ca ei și a chemat pe acești copii la el. Deci de aici reiese atitudinea lui Hristos față de copii. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, atitudinea ta față de copii este un indiciu bun dacă ești cu adevărat un om al lui Dumnezeu sau te înșeli. Dacă copiii nu sunt atrași de tine, dacă nu te comporți frumos cu ei, dacă nu sunt pentru tine bineveniți, dacă nu areți căldură față de ei, atunci nu îl cunoști deloc pe Hristos. Copiilor nu trebuie să le fie frică de tine, ci trebuie să fie bucuroși când te văd și când tu îi vezi pe ei. Acesta este semnul unei persoane care se aseamănă cu Hristos. O astfel de persoană se bucură totdeauna să fie cu copii și nu numai cu oameni maturi. Așa poți să îți dai seama dacă un om se preface că este omul lui Dumnezeu. Nu este singurul mod, dar unul dintre ele. După ce și-a pus mâinile peste ei, Isus a plecat de acolo. Apoi, ajungem la întâmplarea în care un tânăr bogat a venit la Isus. Este o întâmplare interesantă, pentru că este o persoană foarte neobișnuită. Mai întâi, el era bogat, în al doilea rând era tânăr și în al treilea rând era fruntaș. Bogat, tânăr și o persoană cu o poziție în societate. O persoană pe care ar dori orice pastor să o aibă în biserică. Bogat, tânăr și cu o poziție eminentă în societate. Era fruntaș. A venit la Isus și i-a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Care este lucrul pe care să-l fac ca să am viața veșnică? Isus i-a spus, De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Și acesta este Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Iisus nu a spus prin aceasta că El nu este Dumnezeu. Sunt multe interpretări în această privință. De ce mă numești bun? Crezi că sunt Dumnezeu? Unul singur este bun cu adevărat și acesta este Dumnezeu. Crezi aceasta? Poate că acesta este motivul pentru care Isus a răspuns așa, dar nu este menționat în Biblie și nu vreau să speculez. Dar i-a spus, dacă vrei viața veșnică, ține poruncile. Ei erau sub lege și alt mesaj nu puteai să predici în acele zile. Nu era mesajul pe care îl predicăm noi astăzi. Apoi tânărul i-a spus, care? Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire micinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici sunt menționate cinci porunci. Amintiți-vă că în total sunt zece. Primele patru porunci au fost probabil scrise pe o singură piatră și se referă la relația omului cu Dumnezeu. Și celelalte șase se referă la relația omului cu semenii lui. Știți cele două mari porunci, să iubești pe Dumnezeu din toată inima și pe semenul tău ca pe tine însuți. Deci primele patru sunt incluse în această primă mare poruncă și celelalte șase sunt cuprinse în porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe primele patru, aproape că nimeni din Israel nu le încălca. Ei au recunoscut că Jehova este singurul Dumnezeu adevărat, să nu ia nimeni numele lui Dumnezeu în deșert, să nu se închine la idoli și să țină ziua de odihnă. În general, oamenii împlineau aceste porunci. Deci, Domnul nici măcar nu îl întreabă de primele patru. Deci, prima era să nu ai alți Dumnezei, să nu te închin la idoli, să nu iei numele Domnului în deșert și să ții sabatul. Toți țineau aceste porunci în Israel. De aceea nici nu trebuia să spui cuiva în Israel să le țină. Era de la sine înțeles. Și oamenii le țineau. Nu era nicio problemă. De aceea Isus a ocupat doar de a doua piatră cu porunci, celelalte șase porunci. Să nu ucizi, să nu curvești, să nu furi, să nu minți. Și mai era o poruncă care a fost lăsată în afară. Să nu poftești să nu poftești nevasta propriului tău. Să nu poftești nimic din ce aparține semenului tău. Iisus a știut că nu era nicio persoană care să poată să țină această poruncă, pentru că ea vorbește de pofta noastră interioară. Să dorești ceva, să poftești. A pofti este un alt sinonim pentru dorință puternică. Deci, cele nouă porunci erau exterioare, dar a zecea poruncă se referea la viața interioară. Domnul a lăsat-o între porunci pentru a-i testa pe oameni dacă vor putea recunoaște sincer că ei nu pot ține cele zece porunci. Nimeni nu le putea ține pe toate zece, numai pe primele nouă. De aceea Iisus menționează numai cele cinci porunci referitoare la relația cu oamenii și o lasă pe a șasea despre a pofti ceea ce are aproape. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă. Era un tânăr extraordinar, care a păzit toate aceste porunci cu credincioșie. Iisus a spus, mai este un lucru. Tu iubești tare mult banii. În cazul tău, problema asta este așa de serioasă, încât singurul mod în care poți să scapi de ea este să dai toți banii. Aceasta nu se aplică tuturor. În toți este un pic de dragoste de bani, dar în unele cazuri problema nu este așa de gravă. Poate cancerul nu s-a extins așa de mult încât să trebuiască să extirpi tot organul. E poate doar la început și nu trebuie apelat la o operație așa de radicală. Dar în acest caz era o boală gravă. Trebuia totul extirpat. Isus i-a zis, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul asta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. El și-a zis, dacă acesta este prețul pentru viața veșnică, atunci nu mă interesează. Eu vreau să o duc bine aici pe pământ. Acesta era testul. Vrei să o duci bine aici în viața aceasta sau în viața veșnică? El a spus: Eu vreau aici pe pământ să am o viață bună. Nu vreau să renunț la tot ce am. Nu vreau să vând tot ce am. Ce înseamnă astăzi să ai viața veșnică? Nu trebuie să vând tot ce am. Nu este nicio poruncă în Noul Testament, în epistole, să vindem tot ce avem. Dar nu trebuie să posed ca și cum ar fi totul al meu trebuie să le țin cu o palmă deschisă. Doamne, le am, dar nu sunt ale mele. Nu le posed. Le țin într-o palmă deschisă. Sunt ale tale. Sunt un servitor. Și așa le țin. Și nu trebuie să fie niciun lucru despre care să spun, este al meu. Nu îl las. Nici măcar tot puternicul Dumnezeu nu mi-l poate lua. Pentru că astfel nu pot fi un ucenic al lui Isus. Trebuie să părăsesc tot ce posed, nu tot ce am, ci tot ce posed pentru a putea fi un ucenic. Pot să le am, dar nu să le posed. Când tânărul a plecat, Isus nu a mers după el. Nu a spus, Ok, hai să mai vorbim despre asta. Poate dai 10% acum. Anul următor, încă 10% și în câțiva ani vei putea da tot. Nu. A fost ucenicie radicală. În cazul tău, boala este așa de gravă încât trebuie să fie liberat de ea chiar acum. De aceea, i-a zis să dea tot. Și nu a mers după el. Un lucru pe care îl vedem la Isus, în tot ceea ce îi învăța pe oameni, îi învăța și prin faptele lui. Nu mergem după oameni care nu sunt gata să plătească prețul uceniciei. Nu mergem să ne rugăm de ei, spunând, ok, scădem standardele pentru binele tău, nimic de felul acesta. Dacă nu vrei să fii un ucenic radical, atunci nu are rost. Isus a făcut cunoscut condițiile uceniciei încă de la început nu a așteptat până la sfârșit pentru ca apoi să arate care este prețul uceniciei. Isus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că bogăția materială, bogăția în înțelepciune și în orice altceva, dacă nu știu să spun, Doamne, nu mă interesează aceste lucruri, ci te vreau pe tine mai mult decât orice altceva atunci este foarte greu de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Atunci ucenicii au spus, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus le-a spus, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. El poate elibera pe om de atașamentul față de lucrurile materiale. Știi că atașamentul față de lucrurile materiale te oprește din a intra în Împărăția lui Dumnezeu? Nu se prea predică lucrul acesta astăzi, dar este adevărat. Domnul să ne ajute să fim liberi. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Vamos continuar no episódio următor.